Un tânăr de 19 ani a fost reținut pentru furt calificat. La data de 22 mai, polițiștii secției 4 urbane Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, au reținut un tânăr bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin. În fapt, la data de 10 mai, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că în perioada 30 mai, o persoană necunoscută ar fi pătruns și ar fi sustras dintr-un imobil din municipiul Timișoara mai multe bunuri, cauzând un prejudiciu în valoare de aproximativ 8.000 de lei. În urma verificărilor și investigațiilor efectuate la data de 22 mai, polițiștii au reușit identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv un tânăr în vârstă de 19 ani. În urma probatoriului administrat în cauză, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Caraș-Severin. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale acestuia.